Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Cu și despre resurse umane. Astăzi am alături de mine în platou o invitată specială cu o carieră de excepție. Actriță de teatru, de film, de televiziune, cu o voce extraordinară, pe care am putut să o urmărim în diverse proiecte muzicale, un dascăl pentru viitoare generații de actori. Bună seara, doamna Natasha Raz, și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația în emisiunea noastră. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și permiteți-mi să mă folosesc de această ocazie să-i spun drum bun și vânt din pupă, cum se spune, la Alege TV. E un titlu cât se poate de inspirat. Alegeți TV! Alege TV! Aș vrea să începem acest interviu pentru că atunci când m-am documentat pentru întâlnirea Dacă cu dumneavoastră... Dacă îmi permiteți, aș vrea să-l începem puțin altfel. Și am adus aici niște versuri care mi-au fost toată viața un adevărat îndrumar, pe lângă sfaturile tatălui meu și mamei mele, vorbesc de tata pentru că el s-a prăpădit foarte de timpuriu. Cred că poetul Kipling, Rudyard Kipling, când a scris If, s-a inspirat din aceste versuri. Ele sunt din lirica norvegiană și sunt cu un autor anonim și spun că întotdeauna mi-a fost un adevărat îndrumar, dacă îmi permiteți. Învață de la ape să ai statornic drum. Învață de la flăcări că toate sunt numai scrum. Învață de la umbră să taci și să veghezi. Învață de la stâncă cum neclintit să crezi. Învață de la soare cum trebuie să pui. Învață de la pietre cât trebuie să spui. Învață de la vântul ce adie pe poteci cum trebuie de liniștit prin lume tu să treci. Învață de la toate, că toate sunt surori, cum treci frumos prin viață, cum poți frumos să mori. Învață de la vierme, că nimeni nu-i uitat. Învață de la nufăr, să fii mereu curat. Învață de la flăcări, ce avem de ars în noi. Învață de la apă, să nu dai înapoi. Învață de la umbră să fii smerit ca ea. Învață de la stâncă să înduri furtuna grea. Învață de la soare ca vremea să-ți cunoști. Învață de la stele că în cer sunt multe oști. Învață de la greier când singur ești să cânți. Învață de la lună să nu te înspăimânți. Învață de la vultur când umeriți-ți grei și du-te la furnică să vezi povara ei. Învață de la floare să fii gingaș ca ea. Învață de la oaie să ai blândețea sa. Învață de la păsări să fii mai mult în zbor. Învață de la toate că totu-i trecător. Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea prin care treci. Să înveți din tot ce piere cum să trăiești în veci. Impresionant, vă mulțumim tare mult și iată că telespectatorii noștri pot să vadă ce înseamnă un actor. Ce înseamnă nu, un... cred că... Mi-aș dori să fiu un drumar pentru cei din tânăra generație. Care vor să devină actori? Nu neapărat, indiferent ce vor să devină în viață. Să le placă, să aibă motivație, să nu își aleagă o meserie doar pentru că am auzit că se fac bani și toată viața să se ducă la servici ca la scârbici. Exact. E foarte important. Și cred că e un adevărat privilegiu să faci în viață ceea ce îți place. Așa este. Eu însă aș vrea să mă întorc un pic la începuturile carierei dumneavoastră și mă întorc în momentul în care ați terminat liceul la Cluj și ați ales să mergeți mai departe la o facultate de drept. Ce v-a determinat să luați această decizie?
Tatăl meu era foarte bolnav și simțea că îi se apropie sfârșitul și îmi tot spunea, știa că vreau să mă fac actriță. Dacă ai un accident, dacă îți pierzi vocea, cum o să poți tu să ai grijă de familia ta? Dar academicianul Constantin Daicoviciu patrona un cer de istorie la mine în liceu și îmi spunea tot timpul, să știi, Nastenca, că și la bară trebuie să fii un bun actor. Da. Din păcate a rămas un vis neîmplinit, ca multe altele, pentru că l-am întrerupt din medical. Pe urmă m-am dus la București să dau la teatru. Pe vremea aceea concurența era acerbă, pentru că o clasă de actorie era formată din 7 oameni, 3 fete și 4 băieți. Și a doua oară, când am căzut prima sublinie, tot așa am aflat că eu întrerupsesem pe bază medicală, se modificase legea cu privire la timpul de întrerupere. Și cert este că după ce am venit la Teatrul Național din Craiova, aici am aprins din urmă o lege care spunea că dacă ai examen de licență cu 10 la facultatea pe care ai terminat-o, poți să dai la o facultate fără să dai examen de admitere și iar m-am înscris la drept. Iar domnul decan din acea vreme îmi spunea, ar trebui să vă dăm diplomă ca să fac mai mulți ani decât trebuie. Și din nou am întrerupt când m-am dus alături de soții Mărgineanu, de celebrul actor Emus Mărgineanu, să punem umărul la ceea ce va deveni și este în continuare școala de teatru din Craiova, o adevărată pepinieră pentru teatru național, pentru teatrele din zonă și nu numai, am chiar un fost student, care Sorin Ionescu, care este actor tocmai la Oradea. Care este rețeta de succes pentru meseria dumneavoastră alături de talent? Pentru că este o meserie vocațională. Eu cred că succesul este o adevărată fata Morgana și că succesul poți să-l ai astăzi, mâine să nu-l mai ai. Important este să ai motivație. Motivație și atunci vei avea și succes, indiferent ce meserie faci. Dacă îți faci meseria cu dragoste și cu dorința continuă de autoperfecționare și știi de ce îți faci meseria, eu cred că am șansa de a face una dintre cele mai nobile meserii și Dumnezeu m-a iubit pentru că mi-am dorit foarte mult să fiu și profesoară, să pot să... din experiența mea și noi am fost o generație care am avut modele și am avut parte de întâlniri de gradul 3 și din tot ce am învățat de la acești oameni să împărtășesc și altora și am împărtășit atât celor care mi-au fost în mod nemijlocit studenți, cât și celor care au lucrat cu mine, poate unul dintre cei mai de succes, cele mai de succes descoperirea ale mele a fost Sorin Leoveanu, iată olteanul nostru transformat în ardelean și eu din ardeleancă m-am transformat în olteancă. De asta spun că succesul, mai ales în meserile vocaționale, ține foarte mult și de motivație. De acolo de pe scenă, eu niciodată n-am intrat în politică pentru că am considerat că un actor, fiind o voce a cetății, marele actor Ion Manolescu spunea că un actor trebuie să fie un adevărat far al cetății. Și cred că atunci când de pe scenă, în fiecare seară, noi trăim mai multe vieți și dăm pilde celor care ne văd și ne ascultă. De aceea teatru este o meserie grea și consumtivă, este foarte deosebită de divertisment sau chiar de film, pentru că acolo ești în mod nemijlocit și simți energia și respirația publicului care este foarte aproape de tine. Este bine ca tinerii, atunci când își aleg o meserie, și mă refer acum la meseria dumneavoastră de actor, este bine să aibă modele?
Da, este foarte Pentru că mă bine. Gândesc la un moment dat că este destul de frustrant. Iată, am un model, un mare actor și eu nu pot să ajung până acolo și atunci, nu știu, parcă aș trăi în umbră, parcă n-aș putea eu să mă dezvolt. Da, pentru că, vedeți, noi am avut șansa să învățăm de la monștrii sacri, să fim pe scenă, se spune că în meseria asta, pe lângă aptitudini, pe lângă talent, se și fură și dacă ai șansa să joci alături de niște oameni pe care, de la care ai ce să înveți, generația noastră a avut această șansă și generațiile de dinainte. Acum mai puțin, pentru că sunt alte metode, sunt alte vremuri și țin minte că eu am fost împotriva acestui fapt. Țin minte că chiar la noi aici, la Craiova, la un moment dat, erau 10 oameni și am spus, e foarte greu să te ocupi de 4, de 7, dar aminte de 10, de 15. Gândiți-vă că acum în anul întâi la un ATC sunt în jur de 60 de Deci este mai studenți. Greu în momentul de față să devii Da, cunoscut? Le este mai greu pentru că sunt și foarte mulți, pentru că teatrele care să le ofere posibilitatea sunt foarte puține sau mai și desființat teatre, pentru că, din păcate, cultura, învățământul și sănătatea au rămas în continuare, chiar și după 25 de ani de la Revoluție, Marea Înghesuială, cum îi spun eu, numită Revoluție, pentru că eu sunt sigură că sunt foarte multe lucruri încă de spus despre acest lucru. Nu au șansa. Nu au șansa să profeseze, nu au șansa să se remarce? Aceste mari departamente ale vieții sociale au rămas în continuare cenușărese. Uitați-vă la știri. Despre cultură aproape nu se vorbește. Vorbim despre sport, vorbim despre asta. Niciodată n-am auzit să se vorbească în ultima vreme, se mai spune despre școala de film românească, despre marile premii pe care le iau tinerii regizori la marile festivaluri, dar înainte, eu sunt sigură că foarte mulți din marii noștri actori și modelele pe care le-a avut generația mea ar fi fost și sunt oameni de Oscar și oameni de mari festivaluri, dar nu puteau atunci să iasă în afară, să se remarce. Da. Ce sfaturi le-ați dat tinerilor care vor să urmeze această carieră, dar și părinților care de multe ori împing în față? E foarte frumos să vezi la televizor, să-ți vezi copilul. Cred că este o meserie așa foarte ușoară. Da, mie mi s-a întâmplat să am de-a face cu părinți care spuneau, știți, copilul meu vrea să facă actor, că îi place. Că arată bine, că e frumos, da, că e o meserie ușoară. Nu este deloc ușoară și după ce îi cunoșteam pe preopinenți, își dădeau seama cât de greu este și își dădeau seama că nu au aptitudini pentru această meserie și ambiția lor îi împingea să fie primii în domeniul pe care și-l aleg. Poți să ai aptitudini și să fii ținut dintr-un motiv sau altul pe margine sau pe tușă, dar aminte dacă nu ai aptitudini. Eu cred că e foarte important și un adevărat privilegiu să faci în viață ceea ce îți place, ceea ce alege meseria pentru copilul tău doar pentru că se fac, am auzit că se fac bani mulți da. Din asta, nu cred sau că pentru este că vedem bine. La televizor diverse da, tinere care da, zic că sunt vedete, sunt, se numesc da. Vedete și atunci din păcate lipsa aceasta de modele este țin minte că fetița unei foarte bune prietene, am întrebat-o, avea vreo 4 anișori, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Și mi-a spus că Bianca Drăgușanu, adică scurt pe doi. Pentru că asta vedea tot timpul. Adică nota bene este de urmat, este o femeie frumoasă. Nu, este o femeie asta... frumoasă, nu intrăm la mănânte, nici nu... Da. Sunt, noi am Dar este avut, foarte promovată noi, și atunci da, iată noi am avut, televiziunile comerciale. Da, noi am avut șansa unor modele. Când filmam
Inima de Țigan, țin minte că se făceau foarte multe emisiuni cu erau invitați cei care lucram la serial și o realizatoare de acolo mi-a spus: să știți că pe nimeni nu interesează ce ați citit dumneavoastră sau ce gânduri despre viitor sau sfaturi aveți pentru... Da, dacă vă puneți mâna în părul unei colege pe platou, a doua zi toată lumea va vui. Cred că suntem prea doritori de circ și de scandal cu orice preț și nu vedem lucrurile importante. Și cred că ar trebui să devenim puțin mai profunzi, pentru că natura, de aceea v-am adus aceste versuri, și planeta și totul se răzbună într-un fel sau altul pe noi. Emitem foarte multe energii negative care se răsfrâng în eter și ne bombardează înapoi pe noi și tot timpul îi facem vinovați pe cei din jur pentru tot ce ni se întâmplă nouă. Și niciodată, și asta, noi, nu suntem niciodată da. Noi nu suntem vinovați, totul este până la noi. Nu încercăm să devenim puțin mai... să încercăm să devenim un pic mai profunzi și să vedem... Știți cum e cu sintagma, cu să moară capra vecinului, acum nu mai e valabilă, trebuie să moară vecinul să iei capra, și cei 7 ani de acasă au rămas doar în formă de sintagmă. Eu cred că în cei 7 ani suntem datori să-i spunem puiului ăla de om care crește, el este atunci cu atent la tot și la toate. Și sigur că orice părinte îi spune lasă-l că-i copil, să-și trăiască copilăria, da. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-i învățăm și să-i responsabilizăm, pentru că și așa îi strică anturajul și televiziunile. Aș vrea să vă întreb, că am vorbit de motivație, în momentul în care ajungi la succes, ce te mai poate motiva să fii la fel de bun în continuare? Care este motivația? Să fii în permanență în centru atenției, să ai o carieră în permanență care este urmărită, să fii cel mai bun? Asta nu cred că depinde neapărat de tine, pentru că spuneam, în orice carieră e nevoie și de șansă. Dacă ai în jur niște oameni care nu te vor ajuta ca să te împingă în față sau să arăți ceea ce poți, poți să pierzi acest lucru. Dar dacă ai o motivație umană, în primul rând, și să-ți folosești, dacă ești într-un fel sau altul ajuns să fii formator de opinii, trebuie să ai o motivație umană și socială și să-ți folosești acest drept pentru a face bine, nu rău. Răul se face foarte ușor. Pentru a-i învăța pe ceilalți din ce ai învățat și tu. Cred că asta este una din motivații ca să te țină. De fapt, dacă îți dorești neapărat să fii în centrul atenției doar ca să te arate lumea cu degetul, e rău. Trebuie să o faci cu un motiv anume. Să faci bine în jurul tău. Eu sunt prin ancestral, sunt născută sub semnul unor zodii care mă face să cred în binele și în energia pe care noi putem să o... Noi suntem, sau tradus altfel, cum spun bătrânii noștri, omul sfințește locul. Aveți regrete în ceea ce privește cariera dumneavoastră, lucruri pe care ați fi vrut să le faceți și nu l-ați realizat? O, Doamne, foarte multe. Când ești femeie și trăiești într-o lume a bărbaților, când nu ești tare în tată, cum se spune, sau în alte pile, sau... E foarte greu. Când să ești frumoasă promovezi, și la un moment dat lumea nu mai contează talentul și crede că... Da, era la un moment dat un curent, așa că dacă arătai într-un anumit fel, atunci nu era bine.
Mi-aduc aminte când eram studentă la facultate că mi-am făcut așa începuturile ca prezentatoră, prezentând o primă ediție a Festivalului de Film Studențesc, și țin minte că i-am spus regretatului profesor Iani Cojar, eu zic, ce mă facă dacă îmi pun niște tocuri, scui pe toți în cap, noroc că mi-am găsit la clasa regretatului Octavian Cotescu un coleg care să pot să prezint, care era înalt. Uitați, de acest până și Florin Piersic, până când a făcut acel minunat rol în Oameni și Șoareci, a avut mereu de suferit pentru că era un bărbat mult prea, prea bine. Frumos, da. Prea frumos. Se spune că trebuie să faci niște compromisuri în cariera aceasta, cel puțin așa vorbește atunci din afară. Atunci când nu le faci, este foarte greu. Este foarte greu. Greu, pentru că e greu să încerci să-i convingi pe oameni pentru ce ai în cap și pentru ce ai aici și nu pentru că ai ochii nu știu cum și buzele nu știu cum. Și încă o dată spun, trebuie, eu cred că șansa și-o mai face și omul și cred că destinul pe care îl folosim așa într-un mod cât se poate de fatalist este influențat și de felul cum am vorbit gândim. De ceea ce n-ați reușit, însă acum aș vrea să vă întreb ca o ultimă, așa, să le spunem telespectatorilor, dacă ar fi să ierarhizați realizările dumneavoastră, care sunt multe, impresionante, care ar fi printre primele? Ce vă amintesc cu foarte mare drag și aș vrea să le transmiteți telespectatorilor dintre realizări? Profesional, sigur că profesional. Am avut parte de un debut fulminant cu Elena Andreevna în Unchiul Vanea, rol pentru care am luat și premiul de debut Uniter. Apoi 14 ani am jucat pe scena Teatrului Național Anca din Pasta, care e un fel de Medea a dramaturgiei românești. Dar cel mai tare și cel mai tare, mă străduiesc în fiecare zi să dau un examen cu mine însă în devenirea mea ca om. Suntem niște biete ființe umane care în fiecare zi trebuie să facem ceva și să ne găsim măcar 2 minute în care să ne întrebăm oare astăzi am făcut ceva care să merite, să merit să-mi spun că sunt om. Cred că trebuie să devenim mai buni, mai profunzi, mai implicați și mai smeriți, pentru că ne ducem foarte des la biserică, dar uităm de pildele creștine, de a-ți iubi aproapele, de a întinde o mână de ajutor. Noi nu ne întindem mâini de ajutor decât când suntem, când a ajuns răul la os, în cazul unui cutremur, în cazul unor inundații, ba chiar și acum, vezi oameni care stau la crâjmă în timp ce apa le intră în casă. În casă, da. Din punct de vedere uman, eu consider, fiind sistemul meu de valori tributar a anumitor lecturi, cred că oamenii au involuat. Și asta nu numai la noi, pe toată planeta. Adică suntem la un grad de intoleranță ajunși și de dezumanizare așa treptată, care nu ne face bine și nu face decât să grăbească încheierea unui ciclu, pentru că toată istoria umanității ne demonstrează că totul este ciclic. Practic, trebuie să fim mai buni și dacă suntem mai buni, atunci da, putem să fim... Da, cred că dacă suntem mai buni, suntem și mai frumoși și la chip și la tot ce facem și... Și ne merge mai bine. Și ne merge mai bine și... Cred că un mare savant, spunea Krishnamurti, înainte de a se prăpădi în conferințele pe care le ținea în Elveția, spunea că nu gândi decât ceea ce vrei să se întâmple. Dacă gândești bine, aduci binele. Dacă gândești rău, aduci răul. Sigur, eu am o fire foarte greu de suportat pentru că sunt justițiară și am o gură de olteancă și spun omului verde în față ce am de spus. Dar consider că fac acest lucru
pentru că e bine să avem opinii. Lipsa de opinie și de implicare a noastră face tot timpul auzind, dar eu ce pot să fac? Putem să facem foarte multe, dragii mei, împreună putem să facem foarte multe. Să ducem țara aceasta care e a noastră și a strămoșilor noștri înainte. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit la noi în studio și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Atât pentru astăzi, noi ne revedem săptămâna viitoare într-o nouă emisiune cu și despre resurse umane. Să aveți o seară minunată! La revedere!